După ce a stat mai bine de 5 luni pe marginea carosabilului, statuia voievodului Mihai Viteazu a fost amplasată în centrul parcului cu același nume. I s-a construit și un nou piedestal, iar acum a venit momentul marii inaugurări, mai bine zis, dezvelirea unor plăci inscripționate cu informații despre trecutul istoric al voievodului la Giurgiu. De astăzi înainte, mă liberez în fața lui Dumnezeu și a voastră de orice îndatoriri și închinăciuni. Și tot așa voi libera pe acei supuși ai mei care mă vor urma. O viață avem, români, și o cinste. Deșteptați-vă, că am dormit destul. Dacă este de înțeles participarea câtorva giurgiuveni la dezvelirea statuii, nu prea se poate explica prezența unor persoane care nu au nimic în comun cu acest proiect.